Liderul Partidului Mișcarea Populară Roman, Sorin Dumitru Cazan, a revenit asupra deciziei de autosuspendare din funcția de președinte al organizației pe care o coordonează, încă din primăvara anului în curs. Vinerea trecută, acesta era ferm convins să cedeze mandatul interimar, invocând cuvântul dat anterior colegilor că se va retrage dacă PMP nu intră în Consiliul Local. Până vineri seara însă, Sorin Dumitru Cazan a fost convins de către membrii din conducerea organizației județene, unde este de altfel și vicepreședinte, să rămână la șefia filialei romașcane, cel puțin până după alegerile parlamentare. Vineri seara noi am avut birou executiv județean, adică Consiliul Executiv Județean, CEJU, la Piatra Neamț, în care s-au analizat rezultatele candidaților. Candidații care au avut rezultate sub 3% în filială au fost suspendați din funcție, iar mie nu mi s-a aprobat autosuspendarea, deoarece am avut rezultate din punctul de vedere a celor din conducerea partidului, rezultate mai puțin bune la Consiliul Local și la primărie, dar rezultate bune la Consiliul Județean. Și atunci nu mi-a fost aprobată autosuspendarea, mi s-a sugerat să rămân în continuare să conduc filiala locală Roman. Ca atare sunt în continuare președinte interimar, nu ales, pentru că nu s-a făcut încă o conferință de alegeri la Roman până când se va face conferința locală de alegeri la Roman. Sorin Dumitru Cazan a precizat și că în condiții de pandemie nu poate fi organizată o conferință de alegeri cum ar fi normal, fiind interzise întrunirile de acest fel cu mai mult de 50 de participanți. Un alt aspect de care ține cont conducerea PMP este rezultatul de la alegerile parlamentare, abia după acelea putând fi făcută o analiză pertinentă a activității liderilor din teritoriu. Politicianul a menționat că rezultatele de la alegerile trecute au fost încurajatoare în perspectiva scrutinului pentru accederea în legislativ în iarna acestui an sau primăvara lui 2021. Concluzia a fost următoarea. Vis-a-vis de anul 2016, prezență la vot și vot politic pentru Partidul Mișcarea Populară în anul 2020 a fost de 3 ori mai bun decât cel din 2016. În 2016, candidatul la primăria pentru primăria Partidului Mișcării Populare a avut în jur de 200 și ceva de voturi, la o prezență de 23.000 de persoane la vot, iar în 2020, la 17.000 prezențe la vot, am avut peste 900 de voturi. Deci, cred că de 3-4 ori mai mult decât în 2016.